ziua! Ne-am adunat astăzi aici pentru a lansa candidatura mea la Primăria Dulcești și a colegilor mei la Consiliul Local Dulcești. Mă numesc Țipoș Ionuț Paul, am 29 de ani și actualmente sunt un antreprenor în domeniul agricol. Le mulțumesc pentru participare astăzi aici și prezență colegilor mei și în special domnului deputat Iulian Bulai, pe care îl invit să ia cuvântul. Mulțumesc mult! Mulțumesc pentru invitație, Ionuț, și din inimă felicitări pentru pasul pe care tu, împreună cu această echipă minunată, l-ați făcut pentru binele comunității. Despre asta este politica, despre oameni care își doresc mai binele comunității lor. Primul exercițiu al unui politician este să aibă capacitatea de a face o minimă observație pe strada lui, în fața porții lui, în satul lui, în comuna lui. Să vadă ce nu merge și să vină cu soluții. În linii foarte simple, aceasta este definiția unui politician. Iar Ionuț este la început de drum și suntem aici pentru a-l susține. Suntem o echipă mare la Neamț, suntem o echipă frumoasă. Este ora 12:30 și asta este a 4-a lansare de candidați pe ziua de astăzi. Este frumos să vezi că în comunități unde abia mai zărești speranță, există oameni tineri, bărbați și femei, care vor să se implice pentru binele comun. Asta înseamnă politică. Binele comun. Adică să nu-ți fie doar ție bine în casa ta, în curtea ta, la afacerea ta, în jobul tău, ci să faci bine tuturor, multor oameni. Ionuț este antreprenor. Ionuț este o combinație interesantă între vlogger și youtuber. Are canalul lui propriu de YouTube. Și face și bani din asta. Este antreprenor. Adică a plantat foarte mulți căpșuni și scoate bani din asta. Ionuț a locuit foarte mulți ani în străinătate. 6 ani în Italia și 4 ani în Marea Britanie. Deci va fi un primar care cel puțin va ști încă alte 2 limbi străine pe lângă limba română. Vă spun eu, nu există așa ceva în județul Neamț. Nu există în momentul de față primari care să știe alte 2 limbi străine în afară de limba română. Ionuț, cu experiența lui, cu viziunea lui pentru comună, observând ce lipsește, este o soluție pentru comuna Dulcești. Veneam prin comună și m-am și auzit cu echipa înainte de această intervenție și am văzut foarte multe lipsuri. Comuna Dulcești face parte din statistica județeană a comunelor care nu au digitalizată interacțiunea între cetățean și administrație publică. Nu există implementat aici programul, softul ghișeul.ro, care costă foarte puțin de implementat și mai puțin de întreținut. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de exemplu, în timpul pandemiei, oamenii din Corhana și Roșior și Dulcești nu mai sunt nevoiți să vină la primărie pentru a plăti taxe, impozite, amenzi, anumite facturi. Asta face ghișeul.ro și asta poate să facă Ionuț Țipoș când va ajunge primar la Dulcești și echipa împreună cu el atunci când vor conduce Consiliul Local. Mă uit pe această stradă care leagă 2 cartiere. Are un iluminat care nu aparține timpului nostru. Cu excepția faptului că este un singur bec, da, este iluminat care aparține secolului trecut. În momentul de față, iluminatul public trebuie să fie verde, gratis, cu o mică investiție, pentru ca banii economisiți să poată fi folosiți, de exemplu, pentru îngrijirile la domiciliu, ceea ce comuna Dulcești nu are. Nici Corhana nu are, nici Roșior nu are și sunt atâția bătrâni, persoane singure, persoane cu anumite vulnerabilități, persoane cu handicap, dizabilități, care ar putea să beneficieze de această formă de îngrijire directă către oameni. O formă de bunăstare care poate să fie adusă în comuna Dulcești și în casa fiecărui locuitor, nu prin Parlament, unde sunt eu, ci printr-o decizie locală, a Consiliului Local. Lucrul ăsta îl pot face cei de aici. echipa de aici împreună cu Ionuț. Mă bucur foarte mult că ai venit cu familia ta frumoasă astăzi aici. E foarte important să fim susținuți emoțional și psihic de cei apropiați nouă, pentru că implicarea publică este grea. Există foarte multă presiune, există foarte mulți oameni care nu vor o schimbare în comunele noastre și de aceea este minunat atunci când un candidat primește susținerea necondiționată a familiei. Noi candidăm la aceste alegeri locale într-o alianță, Alianța USR+. De aceea, în semnul unității, voi da cuvântul colegului meu, Ionuț Corbu, din partea Plus Neamț. Te rog, Ionuț. Mulțumesc, Iulian. Bună ziua și mulțumim că ați venit la invitația noastră. Ionuț ne dă astăzi un exemplu foarte frumos. E aici cu copilul lui să ne arate că se implică pentru viitorul lui. Iar viitorul lui, Ionuț vrea să-l aibă exact în aceeași comună, dar în condiții demne de secolul 21. Spunea Iulian de becurile de pe strada asta. Înțeleg că este și un fir de apă care trece prin mijlocul Dulceștiului, care la fiecare ploaie mai mare inundă grădinile tuturor. Astea sunt lucruri minore care pot fi rezolvate foarte simplu cu buldoexcavatorul din curtea primăriei, dar probabil nu e utilizat în ajutorul cetățenilor sau doar a unor cetățeni. Ionuț a fost ieșit în afara țării, a văzut ce înseamnă civilizație. Ionuț a venit aici și vrea, pentru cei 2000 de locuitori ai comunei, să creeze aceleași condiții pe care le-a văzut afară. De aceea, noi ca echipă îl susținem și avem încredere că împreună cu echipa pe care și-a ales-o va reuși să arate comunei ce înseamnă oameni noi în politică, ce înseamnă oameni care au interes doar să-i fie bine celui de lângă el. Mulțumesc! Mulțumesc, Ionuț! Între timp salutăm și prezența Poliției Române, care a venit să se asigure că totul este în ordine aici. Este foarte bine că suntem urmăriți și că vrem să fim în siguranță și mulțumim celor care se asigură de acest lucru, și cu ironie și cu zâmbet. Mai departe voi da cuvântul colegului meu, Florin Zaharia, care este candidatul USR Plus la funcție de președinte a Consiliului Județean. Dacă Ionuț are o experiență de 10 ani în străinătate, Florin Zaharia are o experiență de 20 de ani pe toate oceanele lumii, în multe țări, comandant de vas comercial, având în gestiune milioane de dolari la fiecare transport și fiind șeful unei echipe de 10 de oameni care de fiecare dată când pleacă de la un port la altul trebuie să se asigure că vor ajunge cu bine la destinație, apărând viața umană și respectând contracte pe care niciun primar și niciun președinte de Consiliul Județean nu și le poate închipui și gestiona la valoarea pe care Florin o gestionează atunci când este în cursă. Florin Zaharia, ai cuvântul. Mulțumesc, Iulian, mulțumesc Ionuț și echipei tale pentru că ați avut curajul să vă implicați și cu toate opreliște, care sunt sigur că se întâmplă și aici ca și în alte localități unde primarii în funcție și acoliții lor sunt greu de înlăturat și nu vor cu niciun preț să admită că nu sunt capabili să gestioneze lucrurile în comuna respectivă. Nu vor să inițieze un dialog pentru a găsi o soluție cât mai bună pentru dezvoltarea comunei. Am sosit la Dulcești, aici, comuna aflată în coasta Romanului. Cum există și Cordonu Săbăoaniu, care au putut să se dezvolte fiind la aceeași distanță de Roman. De ce la Dulcești nu s-a putut? De ce la Dulcești posibil au venit câțiva investitori și n-au găsit înțelegere din partea autorităților locale? Există forță de muncă, există terenuri, există disponibilitate din partea investitorilor pentru a veni și a investi bani și a crea locuri de muncă. Trebuie și primăria, prin noua conducere care va fi după 27 septembrie, prin Ionuț și echipa USR+, să ajute și printr-o relație bună cu investitorii să creeze locuri de muncă și să aibă grijă de bătrânii care au rămas singuri acasă, iar pe cei plecați peste hotare la muncă să-i poată aduce acasă, unde vor găsi un loc de muncă, unde vor putea să-și construiască o casă și vor putea trăi în pace și liniște alături de familiile lor. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, Florin! Acest spațiu este un spațiu reprezentativ pentru lipsa de grijă pentru spațiu public a actualei administrații locale din comuna Dulcești. Este un spațiu care ar putea să fie impecabil, teren de golf. Nu este. Costă fix 5.000 de euro o mașină performantă să tai toți acești mărăcini, să transformi într-un mic peisaj de lux. Acest teren, aflat la mai puțin de 500 de metri, 1 km de sediul primăriei, de primăria Cordon. Se poate dacă se vrea, pardon, Dulcești. Se poate dacă se vrea, numai că probabil că ajungând la conducere oameni care n-au nicio experiență în gestiunea afacerii proprii sau a mediului privat, nu pot să livreze performanță nici când sunt la putere. Voi folosi câteva secunde pentru a mulțumi unui membru pe care îl respect foarte mult și care este unul dintre puținii oameni în județ care atunci când am început campania pentru parlamentare în 2016 a fost alături de mine, m-a ajutat, m-a susținut și care locuiește în Dulcești. Și el este un exemplu de om care vrea, se chinuie să rămână în țară după multe experiențe, în cel puțin 5 țări europene și care astăzi este alături de noi și ne susține. Daniel Dinu, îți mulțumesc foarte mult că ești aici și că din 2016 ai ales să crezi și în mine, și în noi, și în această mișcare și că astăzi suntem aici la tine în comună să facem o schimbare. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ionuț, ai mai departe cuvântul. Mulțumesc. Alături de mine, astăzi sunt prezenți următorii colegi: Daniel Dinu, Doru Ferrariu, Laura Neagu, Alex Antici și Ladaru Claudiu. Aceștia nu sunt toții, alături lor mai sunt încă 10, cărora le mulțumesc pentru susținere și regret faptul că nu au putut ajunge aici. Împreună cu ei avem pregătit un număr de 20 de proiecte, dintre care vreau să enumer câteva. Atragerea de fonduri europene pentru conectarea la utilități în întreaga comună. Denumirea unei persoane din primărie care va menține contactul permanent cu persoanele în vârstă din comună pentru a vedea ce nevoie au și cum îi putem ajuta. În acest loc unde ne aflăm astăzi aici, vrem să înființăm o mică bază sportivă și un loc de joacă pentru copii, un mic parc, pe care nu-l găsim nicăieri în toată comuna. Pârâul care străbate comuna Dulcești îi vom da o importanță imediată, deoarece acesta trebuie reabilitat pentru a nu mai inunda cetățenii comunei. Vom reconstrui podul de legătură către Pildești, fiind foarte necesar multora dintre noi. Și mai urmează mai multe proiecte. Vă mulțumesc pentru prezență și sprijinul acordat. Din nou, felicitări, curaj Ionuț, ești un exemplu pentru comunitatea ta, vei reuși. Mulțumesc! Mulțumim mult, foarte mult pentru încrederea pe care tu ne-ai acordat-o nouă. Sperăm la rândul tău să convingi cât mai mulți locuitori din această comună să se implice și oameni tineri, ca cei de aici trebuie să preia frâiele comunității. De exemplu, Laura, să știți că a fost anul trecut la o vârstă foarte fragedă, dar matură, pe băncile liceului, observator într-o secție de votare la Roșiori. De asemenea oameni avem noi nevoie în județul nostru, oameni care se implică fără să aștepte să atingă o anumită vârstă sau să aibă o anumită experiență. Vă mulțumesc tuturor, să fie într-un ceas bun această lansare și să ajungi primar Ionuț și voi cât mai mulți consilieri. Vă te palmă!